Putem începe? Da? Tot sunt gata, da? Bună ziua! Vă mulțumesc în primul rând pentru prezență. În ultimele luni am avut mai multe întâlniri foarte utile cu operatorii care prestează servicii de transport. Am ascultat problemele cu care se confruntă, dar și mai important, propunerile lor. Vreau să subliniez încă de la început că în cadrul discuțiilor am avut în vedere doar interesul oamenilor și în același timp identificarea unor soluții pentru problemele complicate ale transportatorilor. În cadrul întâlnirilor avute am prezentat care este viziunea noastră din perspectivă administrativă, ținând cont de interesele oamenilor, al beneficiilor sau beneficiarilor serviciilor de transport și de nevoia de a avea un program care să schimbe radical situația din acest domeniu. Ne este greu de conceput de ce această ramură a economiei a fost lăsată uiterii. Mi-au confirmat-o și transportatorii. Pe parcursul timpului nu s-a dorit serios să se reformeze sectorul, să se lupte cu transportul ilicit, să se facă regulă în rute, să se introducă un sistem care să ofere tuturor cecuri și să se verifice că toate rutele sunt făcute conform orarului. Să se investească în autobuze și microbuze noi, să se facă regulă în gările auto, să implice administrația publică locală și, în final, să distrugă toate grupurile de interes și cele corupte care se gândesc doar la buzunarul lor în acest domeniu. În această perioadă am avut și o situație mai complicată. Prețurile la combustibil au crescut, iar cererea de transport a fost afectată și de condițiile pandemice din ultimii 2 ani. Acum sunt în fața dumneavoastră pentru a vă prezenta o viziune de reformare serioasă a acestui sector. Vom lansa programul Transport Modern, care va schimba din temelie acest domeniu. Programul Transport Modern este unul curajos, menit să facă regulă și să avem standarde mai înalte pentru aceste servicii, să sprijine creșterea mobilității și a conectivității oamenilor. În calitate de ministru responsabil de domeniul transporturilor, una din principalele mele preocupări, cum am menționat în nenumărate ori, este ca oamenii să beneficieze de servicii de transport sigur, confortabil și accesibil. Iar prețul, tariful achitat pentru serviciile de transport să fie unul corect pentru oameni, cât și pentru operatori. Având în vedere că transportul rutier este asigurat de numeroși operatori privați, ne dorim ca aceștia să ne fie parteneri și le-am comunicat-o în mod direct de mai multe ori. Noi vom face eforturi reale, cum nu s-a mai făcut până acum, dar avem așteptarea ca operatorii să fie gata să crească investițiile și să aibă mai mult respect pentru beneficiari, pentru oameni. Planul nostru pentru redresarea transportului rutier conține mai multe măsuri, care pune bazele acestui parteneriat între autoritățile publice centrale, locale și operatori, în beneficiu direct al cetățenilor. Obiectivul nostru major este ca oamenii să se simtă confortabil, să ajungă în siguranță și la timp oriunde nu s-ar porni. Măsurile incluse în programul Transport Modern constau în următoarele. 1. Vom lansa un program național de susținere a transportatorilor pentru înnoirea parcului auto. Avem în vedere acordarea de fonduri, sprijin pentru investiții, subvenții de la bugetul de stat pentru a susține procurarea de microbuze și autobuze noi, moderne. În acest sens, analizăm oferirea de fonduri de garantare a creditelor, credite preferențiale, reducerea de taxe la importul de autobuze și microbuze noi, moderne, și atragerea de fonduri europene și de la alți parteneri de dezvoltare a Republicii Moldova. 2. Vom lansa un program național de combatere a transportului ilicit de pasageri.
Vom combate frauda și vom elimina transportul ilicit. Atât și în domeniul de taxi, care nu oferă siguranță și confortul de care oamenii trebuie să beneficieze. Începând din ianuarie, anul curent, lucrăm la prima campanie de combatere a transportului ilicit. Sunt implicate ANTA, Serviciul Fiscal, Inspectoratul General de Poliție, Serviciul Vamal și Poliția de Frontieră pentru Transportul Internațional. Ne propunem ca în luna martie să înceapă această acțiune. Vom informa din timp pe toată lumea pentru a ne asigura de maximă transparență a campaniei. 3. Digitalizarea și fiscalizarea domeniului prin implementarea unui sistem de management integrat în transport. Mă refer la e-bilet, e-GPS și e-routing. Secretarul de stat pe domeniul transportului va efectua o vizită în Polonia săptămâna viitoare pentru a aduce cele mai bune practici în domeniu aici în țara noastră. Astăzi voi semna ordinul pentru numirea unui nou adjunct la ANTA, responsabil de digitalizare. Pentru prima dată, ANTA va avea un adjunct, un director adjunct responsabil pentru acest domeniu. Suntem în strânsă legătură cu vicepremierul pe digitalizare pentru a duce la bun sfârșit acest proces. 4. Modificarea metodologiei de calcul a tarifelor pentru pasageri și serviciile de autogară. Vom oferi o metodologie de calcul care ia în considerare criteriile de confort și reflectă opinia administrației publice locale. Am spus-o de mai multe ori. Nu cred că un ministru sau orice altă instituție poate stabili tarife pentru toată țara, pentru toate localitățile și ele să fie corecte. Fără implicarea administrației publice locale, acest obiectiv va fi greu de atins. Calculul tarifelor în transport mereu a fost o provocare. Metodologia actuală este învechită. Mai mult decât atât, nu avem metodologie pentru calcularea serviciilor de autogară. Vom lua în calcul liberalizarea prețurilor pentru anumite rute, în mod special pentru cele lungi, de peste 150 de kilometri. După cum au anunțat și transportatorii, am ajuns la o înțelegere pentru modificarea treptată a tarifelor în contextul creșterilor prețului la produsele petroliere. De asemenea, am oferit un mecanism prin care transportatorii pot stabili diferențiat tarife pentru rutele raionale și cele interraionale. Problema mare care este în domeniul de transport și în mod special la tarifelor se referă la rutele raionale, cele dintr-un sat în altul interiorul unui raion. La final, am oferit pentru prima dată un mecanism prin care administrația publică locală și transportatorii pot ajunge la stabilirea unor tarife care să asigure un transport de calitate pentru anumite localități în care acesta este nevoie. Astăzi voi semna ordinul referitor la tarifele despre care deja au fost menționate și în public și care vor intra în vigoare începând cu data de 1 martie. Ordinul va fi publicat imediat după conferința de presă și va fi public pentru toți cei interesați. Revenind la programul pentru transport modern, o altă acțiune este programul național pentru optimizarea rutelor. Ne vom implica pentru ca rutele de transport să fie eficiente, bine adaptate la fluxul general de trafic și la nevoile beneficiarilor, indiferent din ce localitate provin. La moment, pentru informație, zilnic avem la nivel raional 568 de rute, iar la nivel interraional peste 1100 de rute. Multe din rute nu sunt făcute și nu sunt respectate graficele. 33% din cursele interraionale nu se efectuează, iar la nivel raional cifra este de 16%. Pe parcursul timpului, din interese înguste de grup, s-a umblat la acest grafic de rute și avem un haos care nu permite dezvoltarea normală a domeniului. 6. Modificarea codului transporturilor rutiere. Vom asigura o legislație modernă, adaptată nevoilor actuale și eficientă, consultată temeinic. De câteva luni, din toamnă, suntem în discuție cu toți cei interesați, cu transportatorii, cu cei din domeniul de taxi, cu Parlamentul și cu autoritățile publice locale.
Suntem în faza finală de a pregăti proiectul de modificare a codului transporturilor. Avem o colaborare exemplară cu Parlamentul și care ne va ajuta să trecem în regim de urgență aceste modificări. Planificăm ca în această primăvară noul cod deja să intre în vigoare. Și punctul 7, este clar că avem nevoie de o strategie de mobilitate. Pentru un transport mai eficient și mai sustenabil pe termen lung, lucrăm la strategia de mobilitate care să includă toate tipurile de transport și să ofere o foaie de parcurs pe termen lung pe acest domeniu. De asemenea, sunt implicați și partenerii de dezvoltare, astfel ca să avem cea mai bună expertiză în domeniu. La final, avem un program ambițios și îl vom realiza. Domeniul va fi schimbat radical. Tariful este doar o mică parte din problemele cu care se confruntă acest domeniu. Oamenii merită un transport de calitate, iar guvernul va face pași hotărâți în acest sens. Contăm pe colaborarea din partea transportatorilor. Eu vă mulțumesc și sunt gata să vă răspund la întrebările care le aveți. Mihaela Tabarce, ProTV. Totuși, domnule Spână, dacă ați putea să ne spuneți care va fi tariful, noul tarif aprobat și când intră în vigoare noile prețuri? Deci, cum am menționat, astăzi voi semna ordinul cu intrare în vigoare de la 1 martie. În ordin, deci noi am introdus mai multe inovații, dacă pot să le zic așa. În primul rând, am făcut diferențiere dintre tarif pentru rutele interraionale, care tariful va crește cu 10 bănuți, am spus treptat. Dacă vă aduceți aminte, solicitările inițiale au fost chiar de dublare a tarifului. Eu mă bucur că noi am ajuns la acest consens cu transportatorii. Și a doilea mecanism este pentru rutele raionale, în interiorul unui raion, în care tariful ar crește cu maxim 20 de bănuți. Suplimentar, am dat dreptul administrației publice locale împreună cu transportatorii ca să găsească anumite soluții eventuale, dacă este nevoia de anumit transport în anumite localități mai îndepărtate sau care au acces mai limitat, pentru a discuta și a stabili un alt tarif decât cel care este stabilit expres de ordinul despre care am vorbit. Este valabil și la interurban și la interraional această înțelegere cu consiliile? Da, cu siguranță. Deci vorbim de ambele tipuri de rute. Și vreau să vă întreb despre situația la Moldova Gaz, dacă reușesc să achite până pe data de 20 februarie avansul și dacă nu ne așteptăm la noi notificări de la Gazprom. Astăzi pot să vă zic că nu sunt premize pentru a nu se reuși cu achitarea pentru luna februarie. Delia Ciocan, NTV Moldova. Am vrea să vă întrebăm dacă s-a decis ceva în privința restituirii accizelor. Restituirea accizelor referitor la ce? Transportatori. Și noi am menționat și am spus asta de mai multe ori, atâta timp cât nu vom fiscaliza și nu vom digitaliza acest domeniu, este prea prematur să vorbim despre această solicitare din partea transportatorilor. Un punct important din programul pentru un transport modern ține exact de acest domeniu, de digitalizarea și fiscalizarea. În momentul în care vom ajunge să avem digitalizat și fiscalizat, asta ar însemna că fiecare om care intră în autobuz sau în microbuz își primește un cec, atunci vom putea discuta mai mult despre anumite facilități fiscale. Ce ne dorim noi, și am spus în primul punct, noi ne dorim să renuim parcul. Este una din prioritățile de bază. Ori am spus-o de mai multe ori că peste 40% din transportul implicat are o vârstă de peste 20 de ani. Pentru acest obiectiv, noi căutăm și suntem aproape de a găsi acele soluții ca să oferim anumite facilități de taxe și la importul de noi autoturisme, microbuze și autobuze pentru a renui acest parc. Și încă o întrebare. Iată, are statul acum bani pentru a investi în transportul modern? Statul, sigur că noi căutăm soluții inclusiv financiare pentru a susține acest domeniu. Este o promisiune pe care am făcut-o astăzi în prezentarea acestui program. De asemenea, noi suntem deja în discuție cu partenerii europeni și partenerii de dezvoltare ca să atragem anumite resurse pentru a susține acest obiectiv de renoire a parcului. Inclusiv această vizită despre care am vorbit în Polonia. Știți că s-a vehiculat de mai multe ori acel credit polonez. Noi vom discuta ca eventual o parte din acest credit să fie utilizat pentru acest obiectiv.
Ana Prisejnic, primul Moldova. Spuneți-mi, vă rog, în contextul în care pe 23 februarie urmează să fie aprobate noi tarife la energie electrică, spuneți-ne dacă guvernul prevede cumva, analizează posibilitatea oferirii unor compensații pentru consumatorii casnici în acest caz. Nu vă spărați, subiectul conferinței de azi este altul. Pe acest subiect știu că este unul de interes mare, vom reveni cu detalii în perioada următoare. Așa, și încă o întrebare, Banca Națională a anunțat că inflația în acest an va fi mai mare decât s-a prognozat, adică aproape 20% în medie. În ce domenii ne-au putea aștepta la scumpiri și dacă credeți că indexarea pensiei din aprilie va fi suficientă pentru a acoperi aceste scumpiri? Încă o dată, subiectul conferinței de azi este altul. Eu nu sunt Banca Națională sau altă instituție a statului. Vă rog dacă putem să oferim întrebări exact la subiectul pe care îl discutăm. Malvina Cojocari, Cotidianul TV. Ați menționat că astăzi veți semna decretul numirii unui nou adjunct la ANTA. Cine este acesta? Nu este vorba de un decret, este vorba de un ordin și este domnul Bucancea. Atunci când va fi numit, vineri voi avea și o primă ședință de lucru la ANTA, unde va fi prezentat acest nou vicedirector. Și încă o întrebare, în ce fază se află auditul datoriei Moldova Gaz? În faza în care se are loc licitația pentru a identifica compania în care vă face auditul. Mulțumesc! Lubov Plămădeală, TV8. Domnule Spânu, în adresa redacției noastre a venit o scrisoare trimisă de la Moldova Gaz către un agent economic sau o persoană juridică. În această scrisoare, persoana sau compania în cauză este cumva rugată sau mai mult impusă să plătească până pe data de 15 februarie consumul pentru gazul din ianuarie, dar și plata prealabilă pentru februarie, dar și până pe 28 februarie ca să achite acest avans pentru martie. Vrem să știm dacă cunoașteți despre acest lucru. Nu cunosc și mi se pare corect să întrebați Moldova Gaz despre această scrisoare. Da, dar vrem să vă întrebăm în calitate de ministrul infrastructurii și dezvoltării regionale, ce părere aveți? E normal că... Eu nu cunosc care sunt relațiile contractuale între acea companie și Moldova Gaz. Dacă acele relații contractuale presupun anumite achitări în avans sau achitarea până la o anumită dată, atunci probabil ar fi justificată. Dacă aceste prevederi nu sunt în contractul de livrare a gazelor între Moldova Gaz și acea companie, nu cunosc nici denumirea companiei, atunci probabil ar trebui să întrebăm de ce a fost trimisă scrisoarea. Deci responsabilii de la companie spun că nu există astfel de clauze contractuale și că nu ar trebui să achite. Păi e decizia lor. Nu cred că poate cineva să-i oblige să achite. Ксения Яниева, телеканал «Мир». Господин Спыну, вы сегодня объявили о масштабной программе. Скажите, пожалуйста, значит ли это, что будет более жесткий контроль над перевозчиками, над тем, в каком состоянии находятся эти автобусы, особенно на междугородних и межрайонных рейсах? В первую очередь, мы будем иметь аттитудину более инцесива, referitor la transportul ilicit de pasageri. Ce ține de înnoirea parcului și calitatea din transportul de pasageri, la această etapă noi considerăm că statul la fel trebuie să facă un pas. De asta am anunțat despre acel program mai întâi de susținere, apoi în funcție de modul în care se vor comporta și transportatorii, pentru că am menționat, noi așteptăm și anumite investiții, anumită responsabilitate și pe partea transportatorilor. Ori, acest transport raional și interraional este deservit în mare parte de companii private. Natalia Chicu, TVR, tot la subiect legat de programul transportului modern, să ne spuneți dacă aveți careva date, cât la sută din transportul interurban nu corespunde calității, pentru că ați vorbit de calitate, de siguranță. Și o altă întrebare, ați specificat că se prevede modificarea metodologiei de calcul a tarifelor, dacă ați putea să ne dați un pic detalii ce presupune această metodologie? Da. În primul rând am menționat că peste 40% din transportul implicat are o vârstă de peste 20 de ani. Deci dacă mă întrebați direct, el deja a depășit perioada de exploatare normală. Dacă calculăm cei care au peste 16 ani, vorbim deja de 80% din transport, are peste 16 ani de când este în exploatare.
Deci noi credem că acesta este un indicator foarte clar care arată că nu putem vorbi de calitate în transport sau de transport modern atunci când peste 80% are o vârstă de peste 16 ani. Repet, noi nu ne dorim să venim cu careva penalități în acest sens, mai degrabă vrem să venim cu un program de încurajare și de susținere ca transportatorii să-și poată reînnoi acest parc. Ori noi înțelegem perfect că la moment, modul cum arată această industrie nu are suficiente resurse financiare ca să se reînnoiască fără suportul din partea statului. Și aici discutăm foarte serios cum să construim acest program ca să-i ajutăm. Din calculele noastre, cel mai probabil la începutul verii, în iunie, am putea deja anunța pachetul integral de suport pentru reînnoirea parcurilor auto. Ce ține, a doua întrebare mi-a scăpat, dacă puteți să o repetați. Metodologia de modificare a calculului. Despre metodologie. În primul rând am spus că analizăm opțiunea inclusiv de liberalizare a anumitor tarife pentru rutele lungi, de peste 150 de kilometri. Și asta a fost și una din solicitările cu care au venit anumiți transportatori ca să putem analiza această opțiune. Doi, neapărat trebuie să vedem separat rutele raionale de cele interraionale. Ori la moment se aplică un singur tarif. 3. Neapărat trebuie să implicăm administrația publică locală. Pentru că eu am să vă dau un exemplu. În metodologia actuală se aplică un coeficient de îmbarcare. Cât de mulți pasageri sunt pe rută? Cât de plin este microbuzul sau autobuzul? Acum, pentru anumite, este foarte greu să aplici un singur coeficient de îmbarcare pentru toată țara. Pentru că este adevărat că în anumite destinații această rată de îmbarcare este mai mică, pentru că sunt mai puțini oameni, pentru că localitatea este mai mică. În același timp, pe anumite rute, rata de îmbarcare este mai mare. Respectiv, pentru a înțelege mai bine cum să aplicăm sau cum să calculăm așa tarif, că el să fie corect pentru toate rutele, este nevoie de aceste modificări și de consultarea administrației publice locale. Ori, eu sunt convins că fără administrația publică locală, eu ca ministru sau ANTA sau oricine altcineva, este foarte complicat să aplice un tarif pentru peste, vă spuneam, peste 1000 și ceva sau chiar 2000 de rute, peste 900 de localități. Deci este nevoie să schimbăm acest mecanism ca să implicăm și administrația publică locală. Și ultima întrebare, dacă programul dat are o perioadă anumită de implementare și dacă preconizați, de exemplu, următorii 3, 4, 5 ani să schimbați, de exemplu, 10% din parcul auto? Nu, acest program este planificat pe durata mandatului, vorbim de 4 ani. Anumite puncte din acest program se vor implementa inclusiv, vorbesc de trafic, de transportul ilicit, inclusiv din luna martie. Am spus că în vară vom vorbi despre programul de înnoire a parcului auto, dar pentru mai multe detalii suplimentar voi semna un ordin cu termen limită când se așteaptă realizarea anumitor acțiuni care le-am menționat deja. Eduard Măceac, Agenția Sputnik. Domnul ministru, vreau să vă întreb, să ne explicați clar, statul ce vrea să facă? Vrea să modernizeze parcul de autocare? Vrea să procure aceste autocare? Care este poziția privat, sectorului privat, stat? Ați spus că oferiți niște garanții pentru transportatori, niște garanții bancare pentru a accesa niște credite. Ei iarăși se vor împrumuta. Noi cunoaștem că creditele se vor scumpi anul acesta. Care este poziția guvernului în acest sens? Eu am să citesc expres ce am spus încă o dată și vă rog să ascultăm ceea ce spun. Deci, noi analizăm cel puțin 4 acțiuni în acest sens. Prima, să oferim un fond de garantare a creditelor. Doi, să avem credite preferențiale. Pentru că aveți dreptate, înțelegem că pentru unii transportatori ar putea fi prea scump, iar costul acestor autobuze, microbuze, este prea mare sau ar putea fi exagerat de mare ca să se întâmple într-un ritm accelerat. Trei, analizăm reducerea de taxe la importul de autobuze și microbuze noi, atunci când ele se aduc în țară, se cumpără de peste hotare și se aduc aici. Și patru, căutăm un program sau suntem în discuție să aducem un program de financiar din fonduri europene și la alți parteneri care să vină cu o contribuție și să ajute. Un model pe care l-am discutat și l-am propus transportatorilor este
A fost și în România, doar că a fost pentru, nu pentru transportatori, pentru mediul privat, așa numitul Rabla, în care transportatorii își aduc transportul care este deja uzat, el se evaluează și, în schimb, se oferă anumit suport pentru achiziționarea unui transport nou. Deci, în perioada de la începutul verii, noi vom ieși și vom anunța exact care este acest program și cum poate fi accesat de către transportatorii privați. Ori, în acest domeniu, marea majoritate sunt transportatori privați. Și a doua întrebare, ce se va întâmpla cu acel contract de concesionare legat de gările auto? Îl veți rezilia pentru că transportatorii se află la ora actuală într-o relație cu aceste gări, acolo se percep anumite taxe și vă întreb dacă vă aranjează actualul contract de concesionare cu gările aceste auto sau guvernul are intenția să-l rezilieze? Eu am menționat de mai multe ori, eu cred că acel parteneriat public-privat cu gările automoderne este un dăunător statului. În același timp, trebuie să vedem că modul în care a fost făcut contractul, ne aducem foarte bine aminte, că a fost realizat în perioada în care Plahotniuc și Șor controlau instituțiile statului. Și este evident că a fost făcut în interesul acestui grup de oameni. La moment se analizează de juriști, de comitetul de monitorizare, care ar fi pașii și să vedem dacă acel contract este realizat. Ce pot să vă spun la etapa actuală este că partenerul privat nu și-a onorat obligațiile conform contractului. Sunt foarte multe semne de întrebare. Urmăm pașii legali ca să nu intrăm în alte probleme de ordin juridic și în momentul în care va fi o decizie, cu siguranță o vom anunța. Bună ziua, Doina Ivanov, Publica TV. Domnule Spânu, vrem să ne spuneți dacă este adevărat faptul că centrala de la Puciurcan ar fi propus Chișinăului să livreze încă pentru o perioadă de un an de zile energie electrică la același preț care este acum și dacă este adevărat, ce se va întâmpla cu licitația pe care ați anunțat-o pentru a procura energie electrică din Ucraina? Mulțumesc. Noi suntem în discuție cu centrala de la Cuciurgan de mai mult timp. Știți că anumite licitații deja au fost pornite. Dacă va fi anumite schimbări în acest proces de licitare sau de prelungire a contractelor, vom ieși și vom comunica. La moment nu este o decizie finală luată în acest sens. Dacă nu mai sunt întrebări, eu vă mulțumesc și aveți grijă. Sănătate!